Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a evitat să dea un răspuns clar la întrebarea dacă va candida la funcția de președinte al Republicii Moldova, după ce a solicitat cetățenia țării vecine. Potrivit știri pe surse.ro, după ce s-a aflat de solicitarea lui Traian Băsescu, mai mulți politicieni de la Chișinău, printre care Renato Usatâl și Vladimir Voronin, au spus că fostul președinte român ar urmări să candideze la alegerile prezidențiale. Acest lucru însă nu poate fi posibil în condițiile legislației actuale, care prevede că un candidat trebuie să fi locuit cel puțin 10 ani pe teritoriul Republicii Moldova. Ceva ce simt în suflet, dorința de a fi și cetățean al Republicii Moldova, nu numai al României. Fiind vorba de Traian Băsescu, nu de orice cetățean, s-ar putea să fie mai ușor, s-ar putea să fie mai greu să obțin cetățenia. Probabil va depinde foarte mult și de rezultatul alegerilor din Republica Moldova.